Așa arată un dezmetocel operat în urmă cu 3 săptămâni, la care opțiunea chirurgicală a fost aplicarea lentilei de contact de colagen VetShield și Tarsorafia. În acest moment, cornea prezintă încă vascularizație în zona centrală și un edem periferic acelei vascularizații. Fiind un pacient brahicefalic, bineînțeles că prezintă și o cheratită pigmentară la unghiul intern al ochiului, pe sproața cornei, aceasta fiind secundară entropionului medial. Această patologie traumatică frecventă la pacienții brahicefalici, dezmetocelul central, se rezolvă numai chirurgical. La pacientul respectiv, aplicarea lentilei de contact de colagen este destul de facilă, iar eu folosesc la tarsorafie firul vicril 3.0, în general 4 sau 5 puncte de sutură separate. Nu uita, după ce intri în sala de operație, să obțin midriaza medicamentoasă. Trebuie să finalizezi intervenția chirurgicală cu pupila în midriază. La 7 zile după operație, efectuează neapărat o ecografie oculară și măsoară diametrul anteroposterior al globului ocular ca să văd dacă această zonă de cornee cu leziune s-a sigilat cu ajutorul lentilei de contact de colagen. Pacientul acesta va urma un tratament pentru o lună de zile cu antibiotic local, colir și un cicatrizant, iar pentru pleoapă, aplicația locală cu canamicină de 2-3 ori pe zi, timp de încă 7 zile, este suficientă. Din momentul acesta, gulerul de protecție nu mai este obligatoriu.